Bună ziua, dragii noștri! Din nou împreună, așa cum v-am obișnuit, la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, campania Tradiția vie a spiritualității creștine. Este alături de noi Părintele Lucian Dâncă, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Teologie Catolică. Și astăzi, în cadrul acestei campanii, vorbim despre cartea Castelul Interior, Desăvârșirea spirituală sau cele 7 etape ale unirii sufletului cu Dumnezeu de Teresa de Avila, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină și care, așa cum spuneam puțin mai devreme, se află în campania Tradiția vie a spiritualității creștine. Castelul Interior este una dintre cele mai importante lucrări ale misticii creștine apusene, cunoscută și iubită de întreaga lume creștină. Ea constituie, alături de Noaptea Întunecată a Sfântului Ioan al Crucii, despre care am mai vorbit, o piesă de referință a misticii carmelitane a Spaniei secolului de aur, care își păstrează încă prin prospețimea și sinceritatea ei actualitatea și puterea de transformare a sufletului cititorului. Două cărți care au o legătură, o mare legătură între ele, dar mai ales prin personalitățile celor care au scris aceste două cărți. Vorbeam puțin mai devreme despre Noaptea Întunecată, Sfântul Ioan al Crucii și, de asemenea, Castelul Interior, Teresa de Avila. Aș vrea să începem discuția noastră cumva ajungând și la relația dintre cei doi, dintre Teresa de Avila și Sfântul Ioan al Crucii, cumva în acea perioadă a celor vremuri, Teresa de Avila fiindu-i, am putea spune, un soi de călăuzitor, de mentor spiritual pentru Sfântul Ioan al Crucii. Care este locul ei, un loc extrem de important în mistica apuseană a Teresei de Avila și cât de importantă este această carte pentru cititorul de astăzi? Da, bună ziua și bun găsit celor care ne urmăresc în cadrul acestei campanii de promovare a cărții bune, publicate la editura Herald. Trebuie să știm că Teresa de Avila este mai mare cu cel puțin 30 de ani decât Ioan al Crucii, iar atunci când a publicat această lucrare de căpătâi în mistica apuseană, Castelul Interior, așa, ea are vârsta de 62 de ani, este în deplină maturitate a formării și desăvârșirii ei spirituale, a trecut printr-o perioadă grea, așa cum trec toți reformatorii, cum de altfel Ioan al Crucii, în timp ce Teresa de Avila publica această carte, Ioan al Crucii este lăsat sau este undeva pus deoparte, fără să iasă în public, pentru că rigoarea pe care ei au reimpus-o ordinului carmelitan, așa, nu era de bun augur și nu era bine văzută de toată lumea. Apoi, Sfânta Teresa, înainte de a publica acest uvraj, această lucrare de mistică atât de importantă pentru creștinismul apusean, ea scrisese deja o carte care se intitulea Cartea Vieții, în care ea expunea așa, trăirile ei spirituale, trăirile ei mistice, numai că această carte, în 1567, cade sub incidența Inchiziției spaniole, așa, iar Teresa va avea de suferit din această cauză, însă s-a lăsat călăuzită și în această perioadă de doi preoți înțelepți, printre care unul era chiar duhovnicul ei, și i-a spus că lucrarea probabil va trece de lucrarea Inchiziției dacă va, să știu, va suferi un fel de modificare în conținutul ei, ceea ce se va și întâmpla până la urmă, într-adevăr, și ea, plecând de la acea carte, Cartea Vieții, va scrie o altă lucrare care se intitulează Castelul Interior, care de fapt este o autobiografie a sufletului ei. Teresa Pruncului Iisus, o altă mistică din creștinismul apusean, a scris o lucrare după acest model, numai că e alcătuită pe un alt tip de experiență spirituală, se numește Istoria unui suflet, care de fapt este același lucru, este experiența spirituală a unui suflet căutător de Dumnezeu.
Ceea ce este remarcabil în această lucrare este faptul că Sfânta Tereza de Avila, dar mai târziu și Sfânta Tereza Pruncului Iisus, vor propune căi de desăvârșire spirituală plecând de la propriile experiențe spirituale. Bine, ceea ce este fascinant pentru cel care citește o asemenea carte este istoria unui suflet doritor de comuniune cu Dumnezeu. Credința omului se intersectează din plin cu Dumnezeul care se face istorie în Iisus Hristos, care devine unul dintre noi și de care te poți îndrăgosti realmente. Se povestește, de fapt, despre Sfânta Tereza de Avila că în exercițiile ei sau în aceste momente le numim de extaz mistic, așa, dorința ei de iubire arzătoare cu Iisus Hristos ca mântuitor erau atât de puternice încât pur și simplu toată ființa, toate mădularele ei vibrau de această dorință de unire cu Mântuitorul. Și dar Sfânta Tereza a încercat să pună în scris aceste trăiri sub oblăduirea duhovnicului ei și așa a luat naștere de pildă cea mai mare, una dintre cele mai mari capodopere mistice, iarăși ca să ne dăm seama cât de importantă este această lucrare. În 1622, când Sfânta Tereza de Avila este canonizată, cartea ei este purtată în procesiune pe străzile din Spania ca recunoștință pentru acest aport spiritual și mistic pe care ea l-a lăsat omenirii și creștinismului occidental. De asemenea, în această lucrare, în castelul interior, vedem, nu știu, o imagine a sufletului destul de impresionantă. Pentru Tereza de Avila, sufletul este mereu această ființă împătimită după cel iubit. Imaginea este cea din cartea biblică, Cântarea Cântărilor, când iubita aspiră după iubitul ei. Bine, despre acest lucru este vorba în această lucrare. Sufletul aspiră după iubitul ei, care este Iisus Hristos, iar imaginea folosită de Tereza este imaginea unui diamant. Cine a luat odată un diamant în mână, vede că are mai multe, știu, pătrățele, mai multe cubulețe care se discern în acel diamant. Bine, pentru Tereza de Avila, sufletul este cam de aceeași natură. Există multe cămăruțe în acest suflet care descriu în același timp progresul spiritual al sufletului. Iar ceea ce este, să spunem, una dintre trăsăturile importante ale lucrării este că atunci când ea decide să facă acest demers spiritual, de a intra profund în sufletul ei, de a simți cum vibrează iubirea ei față de Mântuitorul ei, e bine, povestește ea că era teamă să facă acest demers la început, pentru că știa că va trebui să intre într-o intimitate a ei de care era un pic teamă și era teamă din cauza păcatului. Spuneam, era teamă să găsesc păcatul acolo și noi oamenii avem anumită stare păcătoasă cu care ne obișnuim, dar ne obișnuim atât de tare încât nu mai vedem unde este răutatea păcatului respectiv. Bine, Tereza de Avila era conștientă de acest lucru și spune ea, dădeam târcoale castelului meu interior pentru a nu mă confrunta cu păcatul, cu răutatea care este în mine. Un demers spiritual, un demers mistic, așa cum ne-l învață și Ioan al Crucii și Tereza de Avila, este o confruntare reală cu ceea ce este rău în noi. Este ceea ce noi numim în creștinism convertire. A se lăsa convertit, a lăsa să moară în noi ceea ce este rău, ceea ce este dușmănos, ceea ce nu ne permite să ne împăcăm conștiința cu noi înșine, ca mai apoi să ne putem împăca cu cei din jurul nostru și, bineînțeles, această împăcare cu mine și cu celălalt să mă conducă pe un drum perpetu, pentru că este un drum continuu de împăcare cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu ne împăcăm în mod regulat, așa cum avem noi în tradiția catolică și ortodoxă, sacramentul spovezii, dar în același timp împăcarea cu Dumnezeu este ceva zilnic, ceva zilnic de construit. Tereza de Avila asta încearcă să arate. Iar cei care au în imagine acea statuie făcută de marele sculptor italian, Sfânta Tereza de Avila, în extaz, este destul de grăitoare. Vorbește sufletului văzând în artă felul în care Tereza de Avila a înțeles să trăiască această intimitate și avem și un fel de căsătorie mistică, dacă vreți,
între sufletul unei credincioase, Tereza, și Hristos, care se revelează ei ca fiind mântuitor și iubitul sufletului ei. Așadar, vorbim de castelul interior ca fiind o lucrare în care Sfânta Tereza ne prezintă idealul de viață spirituală prin prisma a șapte trepte. Iar ceea ce este interesant, iarăși, că aceste șapte trepte nu sunt doar crescânde, mergi doar în sus. Se poate cobori de la una la alta sau poți urca într-o cameră și se cobori două. Este vorba despre acest demers interior, iar demersul interior, legătura intimă cu Dumnezeu, nu este doar ascendentă. Pentru că cu toții constatăm în viața de zi, și Tereza de Avila era un martor din acest punct de vedere, că omul este supus oricând greșelii, iar păcatul acesta care este împământenit în noi și cu care noi ne obișnim atât de tare, bine, nu ne dă pace întotdeauna să fim doar în acest elan de, știu, de înălțare spirituală, de înălțare duhovnicească, ci ne confruntăm cu această umanitate. În schimb, tot noi, datorită credinței creștine, avem în noi această capacitate de a redresa ceea ce este rău, ceea ce este obișnuință rea în noi, de a o redresa, spunem noi, datorită harului primit de la Dumnezeu, pentru a reorienta întreaga noastră ființă spre esențial. Dacă vreți, Sfânta Tereza de Avila în această lucrare folosește câteva texte biblice de căpătâi și vreau să le, cel puțin patru texte care le întâlnim mai la tot pasul, și anume Geneza 1:26, când ni se spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și imaginea sa. De ce sufletul este însatat de Dumnezeu? Pentru că omul poartă în el chipul și imaginea lui Dumnezeu și nu poate să facă altcumva decât să trăiască într-o permanentă, știu, ascensiune spre cel care, al cărui chip îl poartă. Un alt verset biblic întâlnit deseori în această lucrare este Proverbe, capitolul 8, versetul 31, atunci când spune că Dumnezeu își află plăcerea printre oameni. Bine, dacă Dumnezeu își află plăcerea printre oameni, cu atât mai mult sufletul își află plăcerea atunci când este în unison cu ceea ce Dumnezeu dorește de la el. Un alt verset biblic, Ioan 14:2, unde ni se spune, Iisus spune că în casa Tatălui există multe lăcașuri. Această idee de lăcașuri o fascinează pe Sfânta Tereza și ea, în drumul ei spiritual, propune acest demers de a trece dintr-un lăcaș în altul. Iar lăcașurile, în fiecare lăcaș, există un exercițiu spiritual specific, de pildă rugăciunea, pomana, milostenia, convertirea și mai departe. Sunt atât de multe exerciții spirituale pe care noi le avem la îndemână spre propășirea noastră duhovnicească. Și un al patrulea verset biblic foarte important pentru Tereza este Galateni 2:20, când Sfântul Paul spune că trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Bine, acest drum, acest demers mistic spiritual al Sfintei Tereza o conduce spre o contopire cu cel spre care tânjește, și anume Hristos, mirele ei. Iar creștinul își află desăvârșirea sa doar atunci când poate să spună, nu cu buzele sau cu intelectul, nu mai sunt eu care trăiesc, ci Hristos trăiește în mine, dar atunci când omul trăiește cu adevărat din această credință, când Hristos și el în viața de zi cu zi fac una și același. Eu vorbesc vorbind cuvintele lui Hristos, eu săvârșesc săvârșind faptele lui Hristos, eu iubesc, eu iert și așa mai departe, iubind și iertând așa cum Hristos iubește și iartă. Vedeți? Sunt lucrări de căpătâi pe care noi le avem și pe lângă care trecem, să spunem așa, cu prea multă ușurință, fără să învățăm cu adevărat ce înseamnă creștinismul nostru. Un creștinism plin de viață, plin de dinamism, un creștinism care permite omului această dezvoltare interioară care se răsfrânge în atitudini exterioare și care ne permit să fim adevărați, să fim coerenți. Ce fel de coerență se află între un creștin care spune că este creștin, dar în același timp este plin de ură, în același timp este plin de invidie, este plin de vorbe răutăcioase. O experiență ca cea a Sfintei Tereza, ca cea a Sfântului Ioan al Crucii, ne dau elementele de bază la îndemâna oricui. Acesta nu este specific doar pentru Tereza și pentru Ioan al Crucii.
sunt elemente spirituale de bază la îndemâna oricui pentru a învinge aceste tendințe păcătoase și răutăcioase care pun stăpânire pe om și care nu-i permit să se dezvolte. Dimpotrivă, îl închid într-un fel de carapace în care harul lui Dumnezeu pur și simplu nu mai poate penetra. Noi ne bucurăm de aceste lucrări cu o intensitate atât de mare că sunt publicate și în limba română pentru a reuși să intrăm în ceea ce cu siguranță Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi și anume această credință care să vibreze în fibrele noastre. După cum cineva îl întreabă pe Iisus care este cea mai mare poruncă din lege, Iisus le spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toate puterile tale, cu toată ființa ta. Bine, o lucrare ca aceasta Sfinte Tereza și ca aceea Sfântul Ioan, asta vor să ne arate că este posibil, pe pământ trăind, în acest trup omenesc, cu slăbiciunele lui, este posibil de pus la îndeplinire această poruncă a iubirii, care, spune Iisus în Evanghelie, rezumă toată legea din vechime și toți profeții. Bineînțeles că castelul interior este o metaforă, iar în subtitlul acestei lucrări, cum pomeneați puțin mai devreme, sunt menționate cele 7 trepte, cele 7 etape ale unirii sufletului cu Dumnezeu. De ce sunt tocmai 7? 7 este într-adevăr un limbaj simbolic în creștinism încă de la începuturi, nu? Avem 7 sacramente, avem 7 daruri Duhului Sfânt, avem 7 virtuți și așa mai departe. Cifra 7 este cifra desăvârșirii. Dumnezeu, ne spune Biblia, s-a odihnit în ziua a 7-a. 6 zile a lucrat, ziua a 7-a s-a odihnit și a instituit ca tot omul pe pământ să se odihnească în această zi, care este ziua, să spun așa, a desăvârșirii. Adevăr, este ziua desăvârșirii, este cifra desăvârșirii atât cât poate fi ea perceptibilă și trăită aici pe pământ. Pentru că mai avem o altă cifră simbolică care este numărul 8, care este cifra învierii. Acolo este desăvârșirea plenitudinii în împărăția lui Dumnezeu. Dar cifra 7 este cifra simbolică a desăvârșirii pământești. Să ne amintim când Petru întreabă pe Iisus de câte ori să-l iert pe fratele meu, oare de 7 ori? Și Iisus amplifică această desăvârșire zicând nu de 7 ori, de 70 de ori câte 7. Pentru a spune că această desăvârșire există în noi, o trăim în noi, are ceva palpabil cu ființa noastră. De aceea, dacă ar fi să enumerăm, Sfânta Tereza de Avila pune câte o trăire pe fiecare din cele 7 trepte sau și cele 7 urcușuri spre desăvârșire, avem primul urcuș, este dorința perfecțiunii. De acolo pleacă totul. Omul să dorească să trăiască intimitatea sa cu Dumnezeu. Al doilea este cei care vor să trăiască în har. Adică alege să te desparți de ceea ce este rău din tine pentru a implementa din ce în ce mai multe trăiri harice, le mai numesc, sau trăiri pline de Duh. Apoi, în lăcașul al treilea, avem pe cei care practică rugăciunea. Deja de la început, rugăciunea este prezentă pentru Tereza de Avila. Iar rugăciunea este ca un fel de condiment care este presărat în toate cele 7. Iar cel care ajunge în această etapă a treia de săvârșire, rugăciunea face parte pregnantă. Dar, spun, rugăciunea nu a spune rugăciuni. Noi suntem obișnuiți foarte tare să spunem rugăciuni și spunem foarte multe rugăciuni. Dar asta nu înseamnă că ne-am și rugat. A spune rugăciuni și a te ruga sunt două lucruri complet diferite. Tereza de Avila ne spune că a se ruga înseamnă a fi în stare de rugăciune. Este o stare permanentă pentru om. Este exact atunci când ne-am oprit să respirăm. Dacă ne oprim să respirăm, murim trupește. A te opri din rugăciune, chiar și 5 minute, înseamnă a te opri de viața duhovnicească, de viața harică, care intră în noi odată cu rugăciunea. De aceea, invitația ei în acest lăcaș al treilea este de a trăi în permanent stat de rugăciune, statut de rugăciune, stare de rugăciune. Apoi ajungem în camera a patra, acolo unde încep să se vadă și roadele rugăciunii. Noi cum ne rugăm? Noi ne rugăm să cerem ceva imediat. Și dacă s-a întâmplat să nu primim, cam abandonăm rugăciunea. Rugăciunea stăruitoare, vorbește Iisus în Evanghelie, Sfântul Paul spune și el, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea stăruitoare
te face să vezi și rezultatele atunci când rugăciunea este făcută gratuit, când rugăciunea este, face parte pur și simplu din ființa noastră ca fiind o stare. Eu sunt în stare de rugăciune, sunt într-o permanentă stare de rugăciune și atunci ajung să văd și roadele rugăciunii. Încep să, nu știu, încep să respiri Dumnezeu, încep să vorbești cu cuvinte duhovnicești, încep să ai anumite referințe la texte de rugăciune din Biblie, de pildă psalm sau alt tip de rugăciune, care vin spontan în gură și în inimă pentru a trăi diferite etape din viața noastră. Apoi ajungem în camera a cincea, unde avem deja, încep trăirile mistice. Intimitatea aceasta profundă cu Dumnezeu te împinge la gesturi care suntem uluiți că reușim să le facem. Nu puteam să iertăm până acum pe cineva, paf, dintr-o dată, iertarea are loc în viața noastră. Nu reușeam să vorbim cu cineva pe stradă sau cu un dușman de-al nostru, paf, dintr-o dată. Acestea sunt efectele rugăciunii și un început de viață, trăire creștină autentică. Apoi intrăm în camera 6, unde avem un fel de purificare interioară. Purificarea intențiilor, purificarea gândurilor, purificarea ființei noastre. În relația noastră cu Dumnezeu, totul devine curat. Iar atunci când totul la noi devine curat, cu siguranță suntem în măsură să vedem curățenie și frumusețe în cei din jurul nostru, în particular dacă se întâmplă să avem dușmani sau, știu, persoane cu care nu reușim să facem o înțelegere sau o armonie. Iar în fine, camera 7 este cea mai splendidă pe care o prezintă Sfânta Tereza, este, așa cum o numește ea, comuniunea mistică sau nunta mistică, comuniunea intimă cu Sfânta Treime, acolo unde omul, sufletul omului, se pierde în comuniune, este comuniune desăvârșită. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt devin mirele sufletului, devin îmbalsămare sau balsam pentru suflet, devin această trăire pe care Sfântul Augustin o numește trăire beatifică, trăire fericită și prea fericită mereu în Domnul. Vedeți, este un drum de desăvârșire spirituală care ne invită pe de-o parte să abandonăm, să lăsăm la o parte această, nu știu, mantie grea a răutății și a obișnuinței noastre păcătoase pentru a se împodobi cu acele virtuți, cu acele trăiri care fac din noi acei oameni curați, oameni senini, care sunt capabili să privească pe Dumnezeu ca fiind Tată, Fiul și Duh Sfânt, față către față în puritatea inimii. Nu degeaba în Evanghelie, printre cele 8 fericiri, avem una care spune: fericiți cei curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Este unica fericire din cele 8 care promite, care splată vederea feței lui Dumnezeu. Un drum spiritual ca cel al Terezei de Avila și ca cel al Ioan al Crucii au acest scop și au această țintă. Ajunge să trăiești curat cu inima pentru ca rezultatul să fie vederea lui Dumnezeu. Am o întrebare. Hai să spunem, este o întrebare de Mirean. Da? Da. Firește. De profan. Se știe foarte bine despre procesul vindecător al iertării. Și chiar și care are un rol terapeutic. Indubitabil, are un rol terapeutic și efecte terapeutice. Exact. Și chiar în psihoterapie și în psihologia modernă se vorbește despre procesul acesta al vindecătorii, al vindecător al iertării, cât de important este să îl iertăm pe cel care noi considerăm că ne-a greșit. Doar că cu ani în urmă am auzit o expresie: îl iert, dar nu pot uita ce mi-a făcut. Sau o iert, dacă e vorba despre o femeie, bineînțeles, dar nu pot să uit ce mi-a făcut. Ori în creștinism se vorbește despre a ierta și a uita, pentru că atâta timp cât nu uiți, este ca și cum ai păstra răul în tine. Gândul tău este la acel rău pe care nu poți să-l scoți din minte. Pe de altă parte, în psihologie se și spune, bun, ierți, dar nu uiți, ca să nu repeți greșelile trecutului. Și atunci, cum este până la urmă corect? Să iertăm și să uităm deopotrivă, sau să iertăm și să nu uităm în ideea în care ar fi bine să învățăm din greșelile trecutului nostru pentru a nu le repeta?
Cred că este un pic de amândouă. Dacă revenim pe plan pur creștin și trăire, să spunem așa, a iertării în profunzimea ei, Iisus spune pur și simplu, vă vor cunoaște ca discipoli ai mei dacă vă iubiți unii pe alții. Cu alte cuvinte, un discipol al lui Hristos are deja o recunoaștere oficială prin prisma iertării, prin prisma iubirii. Ei, iar în același timp știm prea bine că nu putem iubi pe cineva și în același timp să-l urâm sau să trăim în continuă dușmănie. De aceea, eu cred foarte tare în înțelepciunea bisericii atunci când a rânduit acest sacrament minunat numit spovadă, de care toată lumea este cam frică, atât am văzut și în tradiția ortodoxă și în tradiția catolică, la oamenii le e cam frică pentru că văd acolo un preot sau un slujitor lui Dumnezeu, un fel de judecător sau un fel de oameni ca noi și numai puțin păcătos ca noi și așa mai departe, și există un fel de timiditate în trăirea profunzimii acestui sacrament. Ei bine, în teologia sacramentului, ceea ce este mult mai pregnant și mult mai important, în teologia sacramentului ni se spune că cu cât noi suntem mai ușor îndreptați spre a primi iertarea lui Dumnezeu prin acest sacrament, cu atât mai mult noi, la rândul nostru, implementăm trăiri de iertare. Iar Sfânta Tereza a pruncului Iisus, o discipulă a Sfintei Tereze de Avila, spunea, eu îl iubesc pe Dumnezeu pentru că nu știe să socotească. El nu ține cont de păcatele mele, iar în momentul în care eu le-am mărturisit în simplicitate și în sinceritatea inimii, acel păcat nu numai că a fost uitat, pur și simplu a fost ars, șters, nu mai există. Bine, a trăi în profunzime această realitate a iertării primită din partea lui Dumnezeu, ar trebui la rândul nostru să implementăm acest tip de trăire. Ne amintim o parabolă pe care Iisus o povestește la un moment dat cu cei doi datornici, nu? Datornicul ăla mare care datora mult și s-a iertat tot și el care avea un mic datornic la rândul lui nu a fost în stare să-l ierte. Și atunci Iisus spune, bă, acesta din urmă va merge în temniță până va plăti ultimul centim, pentru că nu a fost în stare să ierte la fel cum el a fost iertat. Și dar această expresie pe care eu întâlnesc, din păcate, mult prea des, părinte, am iertat, dar nu pot să uit acea persoană, nu este o expresie creștinească, din punct de vedere creștinește. Apoi, din punct de vedere psihologie sau știu, din punct de vedere a trăirii pur și simplu în societate, există erori pe care le facem și cu toții le facem, dar pe care nu ar trebui să le mai repetăm. Și atunci, cum spune un proverb francez, nu? Cine nu-și asumă istoria este condamnat să o retrăiască. Cu alte cuvinte, ești chemat să-ți asumi la un moment dat această istorie și care este la un moment dat făcută din erori pentru a nu le mai repeta. În schimb, acesta este un demers pur uman. Când ne poziționăm pe partea aceasta a credinței, iertarea trebuie să izvorască de undeva din inimă. Cum spune Sfântul Augustin, iubește și fă ce vrei. Dacă corectezi, corectează din iubire. Dacă conduci pe cineva, condu-l din iubire. Iubirea este rădăcina tuturor trăirilor în creștinism. E bine, o iertare sinceră implementează în inima creștinului o iubire sinceră. Iar iubirea sinceră nu a făcut rău niciodată nimănui. Pe cruce, în Evanghelia după Ioan, avem atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, și mai departe. Avem dovezi grăitoare în Sfânta Scriptură care ne spun că realitatea aceasta a iubirii și a iertării fac parte din viața noastră, astfel încât avem o predică a Sfântului Augustin care le spune credincioșilor săi să nu vă închipuiți că la judecată de apoi Dumnezeu să ia catastiful ăla mare pe care îl știm noi și o să vadă acolo care sunt greșelile noastre. Nu, Dumnezeu o să aibă o singură întrebare să ne pună și va fi esențială: ai știut să iubești? Iar prin prisma iubirii, atunci vom avea parte de fericirea aceasta de comuniune veșnică despre care vorbeam mai deneori sau despre această răutate pe care am cultivat-o și care poate chiar ne-a motivat și ne-a împlinit într-o oarecare măsură, pentru că pur și simplu nu aveam chef să dau acea iertare din tot sufletul, sau, cum mai spun unii, cum, părinte, să mă umilesc eu, să mă duc eu în genunchi la cutare, știu, tată la un fiu sau fiul la un tată, sau știu, soțul la soție sau soția la soț, este prea umilitor pentru mine să fac acest gest. E bine, credința creștină ne invită și ne spune că
iertarea păcatelor omenirii și viața veșnică ne-au fost dobândite prin umilința lui Hristos. Prin orgoliu a venit păcatul în lume, al lui Adam și Eva, veți fi ca Dumnezeu, prin umilință, scrisoarea către Efeseni, nu? Și acel imn fantastic, s-a umilit pe sine însuși, dezbrăcându-se de chipul său de Dumnezeu pentru a îmbrăca chipul nostru uman. Cred că un pic de umilință în trăirea creștină nu face rău nimănui, nici bunicilor, nici părinților, nici copiilor, nici soților. Dimpotrivă, este modul și atitudinea prin excelență prin care Dumnezeu ne-a arătat că omul poate ajunge la acea desăvârșire spirituală care îl face să-și calce peste propriile orgolii, peste proprii munți de orgolii pe care noi îi zidim și îi construim zilnic, spre o libertate interioară care numai cel care o gustă, numai cel care o simte, poate ști ce înseamnă acea trăire într-o libertate totală și într-o armonie care pur și simplu simți că îți dă acele aripi și acel vânt, acel elan care te conduc în această intimitate profundă și reală și autentică cu Dumnezeul în care noi credem. De altfel este și simplu orgoliul de care pomeneați mai devreme. Ego-ul, de fapt, ego-ul ține de natura noastră umană, imperfectă, iar în momentul în care un om se golește de acel ego, îi lasă loc lui Dumnezeu în inima sa. Și atunci aici vorbim despre umilință, deși mie mult mai mult îmi place cuvântul smerenie. De altfel și, apropo de iubire și de iertare, de altfel și Apostolul Pavel în epistola către Corinteni vorbește de cele trei mari virtuți. Dacă n-aș avea aia, dacă n-aș avea aia, iar dragoste nu am, degeaba sunt, și cele trei virtuți, credința, speranța și iubirea. Dar mai presus decât primele două este iubirea. Dragii noștri, a fost alături de noi Părintele Lucian Dâncă, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Catolică, căruia îi mulțumim din suflet. Și dumneavoastră vă mulțumim că ați fost alături de noi. Am vorbit despre Castelul Interior al Sfintei Tereza de Avila, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină a editurii Herald și carte care de altfel se află în campania Tradiția Vie a Spiritualității Creștine. Aici se încheie un nou episod al rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise și vă așteptăm cu drag la următoarele. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. Doamne ajută! La revedere!